Ei, Roxana s-a întors în casa Mireasa și deja lucrurile încep să se așeze așa pe un făgaș normal. Probabil se gândeau că nu vor fi suficiente nunți și, bine, Paul merita să facă și el parte din tabloul final. Acum că s-a întors Roxana, cu siguranță vor fi amândoi acolo. Sunt tare curioasă dacă a auzit Roxana seară când vorbea Raluca și Adina despre ea că ar fi fost angajata Adinei. Și dacă o să mai fie în continuare angajată ei, sunt tare curioasă de cum vor decurge lucrurile în casă. Mi-aș dori foarte mult ca venirea Roxanei să nu amplifice mai mult conflictele, pentru că știu că ea a trimis niște scrisori în casă și oarecum făcea lucrurile să pară. Adică i-a spus Ralucă cam ce se întâmplă pe afară și oarecum făcea să pară lucrurile chiar mai ciudățele decât sunt. Acum, nu știu, mă gândesc că poate odată cu venirea ei, dar nu cred că s-a schimbat nimic afară la Roxana, din contră, cred că s-au înrătăcit lucrurile în ceea ce privește conflictele și așa mai departe, pentru că am văzut niște conversații cu foarte multe persoane de pe grupurile lor și am cam văzut despre ce este vorba. Deci, eu zic să fie cu iubire și să lăsați prostiile deoparte, pentru că până la urmă doar cu iubirea rămâneți și nu cu faptul că ați dovedi voi nu știu ce lumii, că până la urmă nimeni nu are nevoie de nimic din partea nimănui. Sper să ai un parcurs frumos în casă, Roxana, și să te diferențiezi un pic de felul în care ai fost în prima parte a emisiunii. Poate ai văzut și tu toate materialele și toate imaginile cu tine și ai văzut unde ai greșit și să schimbi ceva în bine în relația ta cu Paul, dacă el contează. Ce să zic, să avem de acum încolo un parcurs mult mai ok și mai special și de-abia aștept să vedem cum va decurge petrecerea.